Gata. Astăzi am hotărât să venim în fața ambasadei Federației Ruse ca să lansăm următorul mesaj că Cosmin nu este un diplomat, anume mesajul că Rusia este o țară care are foarte mulți diplomați buni, dar din părere de rău, Cosmin nu este unul din ei. Mesajele pe care le-am lansat noi au fost că Federația Rusă să aducă infractorul înapoi, care de altfel a fugit în Federația Rusă după comiterea infracțiunii, și anume omorul acelui tânăr. Tinerii astăzi au venit aici pentru a arăta dezacordul, pentru a arăta o poziție civică despre tot ce se întâmplă în Republica Moldova, inclusiv în partea stângă a Nistrului. Am venit aici să sensibilizăm opinia publică, să atragem cât mai mulți tineri la următoarele flashmob-uri pe care le vom organiza obligatoriu. Mesajele noastre au fost foarte pașnice, la fel am arătat că am venit aici mai multe minorități etnice, râgăuși, ucraineni, polonezi, ruși, moldoveni. Fiecare din tineri s-au apucat de mână și au dansat o coră, s-au apucat de mână în sensul că a arătat următorul mesaj. În Republica Moldova noi toți trăim foarte bine, suntem prieteni, nu avem nevoie de pacifiști, așa zis, pacifiști armați care împușcă cetățenii Republicii Moldova. La fel, am lansat următorul mesaj că nu avem nevoie de pacifiști cu arme, noi avem nevoie de a transforma această zonă de securitate militară într-un contingent civil de securitate care va apăra Republica Moldova. Am primit să iau o atitudine împotriva ocupațiunii rusești care are loc de mulți ani încoace, împotriva tupeismului care a fost arătat nu o singură dată din partea unui așa zis diplomat rus. Deci este foarte important ca să ne solidarizăm toți moldovenii, deci în jurul acestui caz a omorului Vadim Pisare de la Vadul lui Vodă, și să cerem rechimarea lui Cosmin pentru că a dat dovadă de lipsă de profesionalism și nu a făcut față funcției pe care o îndeplinește aici.